Totul se plătește. Chiar și lucrurile cele mai imateriale. A reuși profesional, a da viață unei idei, a vedea un vis cu ochii, a realiza sau a crea ceva în viață, a fi fericit. Totul costă, uneori scump. Sunt Eugen Ciocan și aș vrea să ți-i prezint pe românii care nu s-au zgârcit atunci când au crezut în ceva. Au plătit, nu cu bani, ci cu ceva din ei. Anul 1985. Cabinele de proiecție ale sălilor de cinema duduiau de filme românești. Multe filme românești. La vremea aceea exista și un plan anual, un fel de normă. De câte mi-aduc aminte, vreo 52 de filme pe an. Realizați, în fiecare săptămână era o premieră. În rolul principal, omul nou, bine armonizat cu linia partidului. Acest peisaj monoton era spart de două tipuri de regizori. Pe unii i-aș numi rebelii, în frunte cu Mircea Daneliu. Pe ceilalți i-aș numi evazioniștii, cu un reprezentant de frunte, Nicolae Cordos. Blugi, Adidas, tricouri mulate, din când în când strecurat și câte un fum de țigară. Mulți dintre protagoniști, chiar elevi de pe băncile liceelor, actori neprofesioniști. Unul dintre aceștia, pe nume Cătălin Păduraru, se trezește jucând în filmul Liceenii, al lui Nicolae Cordos. Cum a ajuns el să fie introdus de regizor în lumea filmului? Căci la acea vreme Cătălin avea doar 17 ani și locuia în Iași, departe de locul unde se împart rolurile. Cum ai ajuns tu să joci într-un film? A depins, cred că destul de puțin de mine. În momentul ăla la ai București, citit scenariu? Am citit scenariu. Cum ți se părea? Nu părea nimic din afara vieții noastre. Atâta vreme că nu trebuia să minți și doar trebuia să arăți ceea ce faci de zi cu zi, era în regulă. Iar faptul că noi trebuia să ne îmbrăcăm în uniformă era singura chestiune care ținea de comunism până la urmă. Cert este că seria Liceenilor și a Declarațiilor de Dragoste au avut un succes de casă fantastic. Cinematografe luate cu asalt, uși rupte, geamuri sparte de un public de-a dreptul euforizat. S-ar putea spune că valul de admiratori ar fi trebuit să-l propulseze pe Cătălin pe un drum sigur și fără întoarcere. O carieră de mare actor, plină de strălucire și de celebritate. După ce se sparg vitrine și se rup uși la cinematografe și ești rugat să dai bilete pe sub mână și dai autografe și faci uz un anumit tip de popularitate, din locul ăsta nu este foarte ușor să te ascunzi într-o meserie care nu pare, cel puțin la prima vedere, să-ți confere aceeași deschidere, aceeași popularitate. Știi ce îmi vine să te întreb? Era un examen la care se înghesuia multă lume. L-am parcurs și eu, am dat și admitere în 86 sau așa. Deci era o cireadă de pretenție. Examenul la actorie era de poveste. La băieți, la actorie, se înghesuiau peste 1000 de candidați. Treceai printr-o grămadă de probe eliminatorii, după aia ajungeai pe final. Am avut norocul să ajung în aia 5 de pe final. Și într-adevăr, primii ani de după 90 îl găsesc în Facultatea de Teatru și Film din București. Pe acest culoar, care ar fi trebuit să-l conducă către glorioasa lumea cinematografiei, apar primele lui îndoieli. Așa a fost datul istoric, atunci a venit revoluția, la acea vârstă a mea, atunci a început industria cinematografică să intre pe o pantă descendentă, atunci eu trebuia să trăiesc. N-am fost dispus să aștept 10-15 ani. În facultate fiind, avansând în ani, ți-ai dat seama din ce în ce mai clar că vei fugi? Da, și eram foarte speriat prin anul 2 că nu o să am ce mânca.
Asta, foarte mulți o penalizează frica asta de sărăcie și de foame, dar de asta mi-era foarte teamă că se va termina și facultatea și nu o să încep încă. Și am fugit prima dată la radio și am vândut vocea. Am făcut, cred că, primele reclame, după care am făcut un clubuleț în cadrul ATF-ului. Și o vedeam pe soția mea, care deja se ducea la serviciu, a terminat facultatea, lucra în industrie, și îmi dădeam seama că ceva nu se leagă și că nu o să putem continua așa. Cum de lumea aceasta teatrului nu te-a fascinat, nu te-a sedus până la capăt? Un actor era nevoit să facă tot felul de compromisuri pentru a putea supraviețui. Și ce făceau? Dau piese de mașini, cineva s-a apucat să dea agricultură și un număr important de actori de la, chiar de la Național, erau fruntașii unui joc piramidal. Nu ți-a fost dat până la urmă să asisti prea mult la cariera ta de actor? Da, și altfel spus decât să asist la o carieră, mai bine să exist. Fapt este că, deși termină cu brio facultatea, succesul îl va găsi într-un cu totul alt domeniu. Nu însă fără a plăti un preț. Cătălin Păduraru a sacrificat notorietatea preferând viața. Adevărul este că decât să joci multe roluri, mai bine să joci bine rolul tău. Regreți un anumit rol că nu l-ai făcut? Sigur, roluri. Mi-a plăcut teribil de tare să fiu într-un film istoric, un erou pe cal cu armate în spate și cu mii de figuranți și așa mai departe. Dar de unde îți vine asta? Nu știu, e o chestie copilărească. Probabil a fost singura proiecție așa venită de undeva din spatele sufletului meu. Da, socotind lucrurile matur până la capăt, eu am primit un rol destul de bun în viața asta și îl construiesc bine. Imediat după terminarea facultății, în anul 1994, Cătălin Păduraru renunță definitiv la actorie. În loc să joace personaje pe scene de teatru, alege să joace un rol mai concret, distribuitor de vin. Neîntâmplător, am putea spune, pentru că bunicii săi au fost viticultori, iar după expropierile comuniste, tatăl a rămas o viață întreagă angajat la stat în domeniul vinului. Un glas al sângelui s-a făcut auzit și Cătălin Păduraru s-a întors în Iași pentru a porni afacerea sa. În 4 ani ajunge să aibă suficient succes încât să intre la categoria Români Fericiți. Mai exact, este selectat pentru seria TV Am întâlnit și Români Fericiți. La acea vreme argumentele convingeau. O cifră de afaceri anuală ce depășea $1,000,000 și un bun renume pe piața distribuitorilor din România. Pentru toate acestea, el știa deja încă de atunci că se plătește un preț. Care a fost primul pas de care ți-aduce aminte pe drumul vinului? Mi-aduc aminte foarte bine, decât că am descărcat împreună cu soția mea și cu cumnatul meu un tir de vinuri în navete de lemn. Și mi-aduc aminte foarte, dacă vrei, asta e prima amintire, cum aveam palmele însângerate toți trei seara. Asta a fost, asta a marcat debutul nostru în lumea vinului. Și cum te-ai descurcat cu tot ceea ce însemna acte? Ai învățat chestia asta, cum se fac documentele, firma? Legislația era în schimbare, deci practic toată lumea a învățat câte ceva. Nu asta e problema, ci sistemul care presupunea două căi, două feluri de a aborda afacerile. Ori cinstit, cu un ritm de acumulare extrem de greoi, sau să te afiliezi instantaneu unui grup de interese sau unui grup mafiot și să-ți faci acumulări puternice într-un termen foarte scurt. Refuzând cea de-a doua variantă, a fost destul de greu și... Când spui grup de interese, te referi inclusiv la cercuri politice? Evident, toată lumea avea pe câte cineva în spate, pentru că evaziunile erau foarte, foarte mari și puteai vedea de multe ori într-un loc altfel de neconceput, eu știu, pe drumul alcoolului pe care Giulești, vedeai mașini cu semn, cu dep, cu chestii de genul ăsta. Destul de greu a fost pentru noi să... Poate că trebuia să plătim pentru obrăznicia noastră de a vrea să facem dintr-o dată în România acțiuni de calitate, da. Cum arăta cadrul legislativ în anii aceia pentru un întreprinzător? Păi să nu uităm că se înlocuiau impozite vechi cu impozite. Noi ne duceam cu toată încrederea către o instituție bancară care ulterior dispărea. Nouă în carieră mi s-a întâmplat de 3 ori.
Bun, prima dată a fost mai greu, 2 și 3 a fost mai simplu. Cu atât mai mult, una dintre ele un colos al economiei românești, care părea de neclintit. Bun, cariera ta de distribuitor, la un moment dat, a cunoscut o cotitură. Orizontul nu se mai putea lărgi foarte mult. Distribuție se face și acum, fără să se poată aduce mari invenții. Ori vocația noastră principală, cred că asta era, de a inova sau de a implementa inovații. Și de asta cred că a trebuit să găsim un drum nou și acesta a fost Vinexpertul. Am inventat sau am pus la punct foarte multe lucruri care nu mai țineau de munca de distribuitor. Am reușit să impunem primul Chardonnay sec pe piață în România, ceea ce poate astăzi nu mai pare relevant, dar atunci era foarte complicat să înțelegi că Chardonnay-ul, de fapt, în lumea largă este sec. Și mi s-a mai întâmplat și astăzi să mai găsesc pe câte cineva care să creadă că Chardonnay-ul este dulce. Și am crezut multă vreme chestia asta. Da, da, tocmai pentru că a funcționat șablonul ăsta foarte mulți ani de zile. După care am început să scoatem branduri proprii. După care am început să scoatem branduri în folosul producătorilor. După care am început să înțelegem că apropierea de consumator trebuie să se facă fără intermediar și am început să impunem diferite locații mari. Toate lucrurile astea, la un moment dat, intră în contradicție, dacă vrei, cu activitatea clasică de distribuție. Ne găsim în fața pasajului Villa Cross, un mic vestigiu al Bucureștiului de altă dată. A fost construit prin anii 1890 de Felix Senopol, arhitect important, care se regăsește în romanul lui Bietu Ianif. Cel mai probabil arhitectul, personajul principal din roman, din romanul lui Călinescu, este același cu autorul acestui loc. Pasajul este acoperit de o frumoasă verieră și face legătura între Banca Națională și Calea Victoriei. Ne putem imagina aici, Lesne, ce viață duceau bucureștenii între cele două războaie. Dacă ridici ochii în sus și poți face abstracție de buricele goale, de șlapii roz și de vacarmul radiourilor comerciale care te împresoară de peste tot, sunt șanse să-ți închipui ambientul cosmopolit al străbunicilor noștri, plin de foșnete de danteluță, jobene țepene și fermecătoare politețuri. Sună destul de european, nu? Prin anii 94, zona îl atrăgea pe proaspătul absolvent de actorie Cătălin Păduraru. Să zicem așa, bătea centrul vechi în căutarea unui rol. În orice caz, îl bântuia de o manieră premonitivă, de moment ce îl putem regăsi acum pe Cătălin, regizându-și propriul mezamplas. Simțea că aici lipsește ceva. Tu, de fapt, cum ai ajuns la vin? București nu avea vinuri bune atunci. Știu că sună foarte comun, foarte banal. Nu există nomenclatorul muncii, nu există nu numai de iure, nu există de facto. Cătălin Păduraru a lăsat rolurile și viața boemă de actor pentru o misiune, să readucă vinul nobil în Bucureștiul de astăzi. De peste 10 ani, travaliul său este dedicat culturii vinului, ceea ce înseamnă nu numai a vinde vin, înseamnă a scrie despre acesta, a pleda pentru riturile sale, a crea un loc pentru acesta. Barul de vinuri din pasajul Villa Cross este singurul de acest gen din București. Vinul are audiență în România? Nu. Sunt oameni care au acumulat bani și încep să-și dea seama că au nevoie acum, după perioada de acumulare, să și stileze, să dea un contur, să aibă o semnătură tot ceea ce au acumulat și asta este foarte bine. Sunt unii care fac mimetic sau din snobism, în care încep să-și cumpere vinuri bune și sunt unii pur și simplu care își caută drumul către normalitate și care consideră că vinul este un sens social, cultural, mai în regulă decât multe alte lucruri. Pentru Cătălin Păduraru, vinul este mai mult decât obiectul afacerii sale. Este dragostea vieții lui. Îl frământă nu atât cât câștigă el, ci cât pierd românii ignorând o resursă care cândva era o comoară. În perioada interbelică, podgoriile erau cotate la bursă și exista Banca Viticolă a României. Dacă filoxera a fost boala care a decimat viile în Europa, pentru noi adevărata filoxera a fost comunismul. El a dat lovitura de grație unei tradiții care ne clasa printre primii producători din lume. Guvernele post-decembriste nu au văzut în vin o resursă demnă de a fi recuperată. În interviul de acum 10 ani, Cătălin Păduraru deplângea criza de viziune a acestora. Sunt ușor dezamăgit de faptul că cei de la putere nu realizează sub nicio formă
oportunitatea pe care oferă vinul ca un dat natural. Deci noi suntem încă în primii producători mondiali. În orice domeniu de activitate, dacă ai fi în primii 10 într-un top mondial, asta înseamnă că trebuie să faci o grămadă de bani. De asta sunt dezamăgit sau mai bine zis derutat, că nu putem exploata lucrul ăsta. Și cu atât mai mult cu cât nu putem depista încă alte 5 domenii economice în care să fim de la natură în primii 10 din lume. Și chiar dacă ar fi astea încă 5 pe care să spun că nu le cunosc eu în ignoranța mea, atunci o cincime din energia guvernului ar trebui să fie axată tocmai pe problema asta. Deci România era printre primii 7 absolut producători mondiali absolut de vin. Lucru absolut remarcabil și care ne putea aduce avantaje și materiale, dar și morale foarte mari. Pentru că susțin în continuare că valorificarea normală a vinului românesc ar fi însemnat țărani mai fericiți, copii mai bine îmbrăcați și emigranți mai puțini. Cultura mare, grâul porumb, într-o lume globalizată, nu le poate conferi niciun fel de siguranță. Via, dând un produs cu personalitate, vinul, putea fi pus în competiție cu vinul de oriunde din lume. Cu grâul e mai greu. E adevărat că ne trebuie și pâine, dar noi aveam moștenită chestia asta, care era foarte, foarte bună. Între timp, aproape nimic nu s-a schimbat. Mai puțin pentru românii care ajung să descopere vinul nu în România, ci în străinătate. Nici măcar pentru piețele etnice nu am fost capabili să trimitem vinuri. Să întorc căpșunari, să întorc din Italia oameni îndrăgostiți de vin, dar nu de ce românesc. Am în mâini o carte de prezentare a României, realizată în 2002 de oficial. Mai multe ministere și departamente s-au încordat pentru a produce acest compendiu cu ambiția de a prezenta complet istoria, cultura și economia unei țări care își caută un loc în lume, nu-i așa? Stupoare! Oricât aș răsfoi eu, nu găsesc niciun rând despre vin, în ciuda celor câtorva secole de tradiție românească a vinului. Poate de aia se zice că cel mai bine ți-o faci cu mâna ta? Hai să-ți arăt echivalentul cărții alea, scoasă de statul Cilian. Așa ca dovadă că sunt unii care știu să-și exploateze resursele așa cum sunt ele și fac din asta o sursă de bine pentru nația lor. Uite-te aici, turism, că avionul ăsta asta înseamnă că ei n-au o firmă de avioane. Fructe, pești, crabi, ce au ei fructe de mare și vin. Deci vinul este trecut într-o țară care acum 20 de ani nu conta pe piața asta. Nu există așa, mai unii dintre campionii mondiali. Cei care au făcut performanță pe fructul românesc sunt străinii. Adică avem francezi, danezi, englezi, italieni, nemți. E o afirmație ușor dureroasă așa și greu de ingerat, dar asta este realitatea. Atâta vreme cât avem în istoria poporului nostru ocupația asta, ea trebuie desfăcută pe deplin, arătată copiilor, nu este de rușine. Sigur că are și alcool. Dar până la urmă despre ce vorbim? Nu toate lucrurile sunt bune cu moderație. În rest, dacă vrem să spunem ce poate face abuzul de vin, spun ce face abuzul de ceai. Că dacă bem 2 litri de ceai acum pe loc sau 2 litri de ciorbă de burtă sau 2 litri de cafea, putem avea tot atâtea necazuri cât am putea avea și la 2 litri de vin. Deci oricum nu vorbim despre abuz. În moderație. Iar un om bine informat, un om civilizat, nu are cum să derapeze în abuz. Ce se bea mai mult în România? Bere. E mai de gașcă. Da, e mai de gașcă, fără nuanțe, berea trebuie să fie rece și există blondă, brună și cam atât. Bun, dar există vinul de buturugă, de damigenuță sau care se vinde în piață? Vinul de buturugă ne-a făcut cumva rău. Vinul de buturugă în sine nu poate împlini toate funcțiunile pe care le are vinul elaborat de către profesioniști. Vinul de buturugă împlinește setea,
poate marca niște momente, dar nu poți avea tu, om într-un oraș care ai un anumit ritm al vieții, anumite cerințe, anumite raportări sociale, nu poți avea acel vin să-l servești și prietenilor, și la pește, și la friptură, facem și picnic, dăm și musafirilor, îl și fierbem, ținută în balcon, oxidează, chiar nu ținem cont de toate modificările astea. Dar mai e ceva, vinul este o băutură de societate. Oamenii au început să intre în ei, au început să închidă ușa apartamentului și cu asta e un alt univers impenetrabil. E, în felul ăsta e mai greu să bei vin. Vinul este pentru viață, pentru bucurie, pentru petreceri, să fim convivi în jurul unei mese, să fim colocviali, apropo colocviu, din lumea vinului vine, ca și să discutau proprietățile vinului. Asta este colocviu în latină. Uite, suntem cu un roze în față și nu ai cum să nu legi imaginea asta, mediterana, cu faptul că toți împrejurul Mediteranei beau rozeuri, își satisfac și setea, dar și pofta de viață. Este undeva pe țărmul Europei, de câte am auzit. Și aici de ce rozeul nu are trecerea, ce se întâmplă? Nu știu de ce n-a existat explozia asta, de ce n-am păstrat bucuria. Era una dintre puținele moșteniri cu care trebuia să mergem înainte. Am văzut la tine o panoplie întreagă de pahare. Noi suntem încă într-o perioadă în care paharul nu înseamnă foarte mare lucru decât un obiect în care turnăm un lichid și cu asta basta am bifat o chestiune. Și asta se vede foarte tare și la oficialii noștri, inclusiv la cei mai înalți, care dau, atunci când dau recepții, dau șampanie în cele mai nepotrivite pahare și am văzut că nici nu știu să țin un pahar. Dita mai oficialii în stat care își pun mâinile pe cupa paharului. Trecem peste virgulile astea. Paharul în sine trebuie să aibă mai multe funcțiuni, evident și cea estetică, dar în primul rând trebuie să slujească vinului pe care îl poartă. Limba omului nu receptează gusturile în mod egal. Simțim sărat, acru, dulce pe diferite zone ale limbii. Atunci un pahar foarte bine făcut obligă la o anumită poziție a capului și primul contact cu vinul este pe o anumită zonă a limbii. Asta este toată șmecheria, dar pentru asta îți trebuie un institut de cercetări în spate, îți trebuie somelieri, îți trebuie winemaker, îți trebuie ani de zile de experiență și un cristal foarte bun. E toate astea la un loc întrage o linie, dau un preț care câteodată descurajează pe foarte multe lume, dar să nu uităm că avem și momente speciale în viață. Măcar pentru alea ar trebui să optăm să avem, ca ritualul să fie îndeplinit, să avem și paharele corespunzătoare. Rafinamentul ăsta la care te raportezi tu așa sună de o curte de Ludovici, no, nu știu cum să no. zic. Europa înseamnă foarte multă cultură, înseamnă nuanțe, până la urmă apanajul oamenilor deștepți, categoriile largi, mare, alb, negru, bun, frumos, sunt pentru cei care nu au avut parte de foarte multă fericire intelectuală. Crezi că educația ar putea face mai mult pentru a invita la acest tip de prospecție și la această specie de rafinare a indivizilor? Există vreun motiv astăzi pentru care în clasa 12 la liceu nu se învață și despre cum trebuie un băiat și respectiv o fată să pună mâna pe paharul de vin? Vinul are o istorie milenară, începând cu tradiția biblică, în care se pomenește despre faptul că Noe, debarcând, a pus primul fir de viță de vie, trecând prin mărturii care au o vechime de 8500 de ani despre producția de vin din Iran. În antichitatea greacă, romană, erau acele simpoziumuri, banchete, la care vinul era un partener nelipsit. Se discutau chestiuni de filozofie, de poezie, de sensul vieții. Interesant, ei nu puteau să-l bea decât cu apă. Vinul în stare pură era rezervat zeilor. La egipteni, vinul era rezervat faraonilor și înalților demnitari, iar degustarea avea un caracter ritual. Unde mai punem că la creștini vinul este chiar sângele Mântuitorului, iar în cadrul liturghiei el devine împărtășanie. Să nu uităm nunta din Cana Galilei. Ce ar fi fost ea fără miracolul transformării apei în vin? Acum pe undeva asistăm la un miracol invers, la un fel de antimiracol. Vinul se transformă în apă, în sensul că el și-a pierdut caracterul sacru.
Cătălin Păduraru, atunci când pune mâna pe Condei și scrie despre vin, încearcă cel puțin să-l readucă în spațiul cultural. Lucrul cel mai frumos care mi s-ar putea întâmpla ar fi să nu trebuiască să vând vin, ci doar să scriu despre vin și din asta să primesc bani. Ce înseamnă banii pentru tine? Un fel de a-mi cumpăra libertatea. E o întrebare grea pentru că sunt într-un raport ciudat cu banii. Am nevoie de ei, sunt un mijloc ca să-mi ating un scop, dar scopul este total detașat de bani. Adică pentru pescuitul nou, pentru statul cu familia, pentru bucuratul de natură, nu mi-ar trebui foarte mulți bani. În schimb, societatea este astfel construită încât să nu poți scăpa fără să îi ai. Eu te duc așa că tu iubești prea mult vinul ca să fi făcut din el doar o afacere. Păi, dacă făceam din vin o afacere, nu rămâneam pe zona de nișă. Mă duceam pe zona largă, iubită de toată populația țării și vindeam orice fel de vin în ideea de a face bani din asta. Asta înseamnă că ai acceptat la un moment dat mai puțin bani. Evident. Ai încercat atunci să păstrezi o relație prietenoasă cu banul. Nu trebuie să-l speriem, să-l alungăm. Dar nici nu o să alerg după el doar pentru a-l prinde. Am avut senzația că tu ai renunțat la a tranzacționa vinul obișnuit, vinul mediu, pentru a te limita la cel cu circuit mai select. Cel mai greu mi este când opun opțiunea asta mea, când o opun presiunii pe care societatea o face și asupra colaboratorilor mei. Sigur că și ei se uită împrejur, sigur că și ei văd că oameni care vând vinuri ieftine beau vinuri mai scumpe. E greu, e complicat. Mulți dintre ei, în schimb, au înțeles. E aproape ca o misiune. Văd în spatele tău, accidental, în timp ce stăteam de vorbă cu tine, și mai exact într-un raft care este cu glasvan, deci care stă închis, un cotor consistent, pe care citesc Enciclopedie de Filozofie și Științe Umane. Și obiectul imediat învecinat este încărcătorul de telefon. Să deducă, sunt cele două obiecte, cu unul îți încarci telefonul, cu celălalt te încarci pentru ce faci tu. Nu, stă după geamul acesta pentru că cartea inhibă. Și așa biblioteca în sine, cea de specialitate, creează oarecare barieră, iar eu aici sunt nu pe post de filozof, nu pe post de scriitor, aici este un birou de administrație. Ceea ce deduc este în orice caz că vinul se află într-un raport esențial cu umanismul? Umanismul, clar. Acel in vino veritas e luat subțire, e luat în partea de glumă, ca justificare pentru cei care beau un pahar în plus. Nu e vorba de exces aici, e vorba de picătura aceea necesară care te transpune într-o altă stare. Îți relevă realități pe care nici măcar nu le intuiai. Nu întâmplător este sângele Domnului. Omul care aduce vinul mai aproape de sufletul românilor, care recuperează ritualul acestuia într-un oraș care și-a pierdut bucuria de a trăi, a plătit un preț atunci când a renunțat la visul de a ajunge star de cinema. Dar se pare că socoteala finală nu s-a încheiat. Își dă seama acum că trebuie să plătească din nou. Iubește prea mult semnificațiile acestei licori ca să se limiteze la comercial. Pentru el vinul este mai mult decât o băutură. Are un sens sacru și cultural. Trebuie să transmită asta celor care uită. Are însă nevoie de timp. Este dispus să plătească oricât pentru a-și termina doctoratul și pentru a scrie despre dragostea vieții sale, vinul. Sunt recunoscător vinului pentru șansa asta și pot să pun în balanță și să mă gândesc dacă în lumea de astăzi aș fi făcut film, dacă aș fi avut parte de aceeași bucurie. Da, dar ai fi fost mai cunoscut, poate. Da, să poate, am preferat să fiu mai bucuros. Trăim într-o lume în care popularitatea contează enorm. Da. Tu pe undeva ai renunțat la popularitate, renunțând la actorie. Ăsta e un preț, a meritat? Da, e un preț pe care l-am plătit, pe care îl accept ca fiind onest, în favoarea vieții. Ce crezi tu? Contează mai mult popularitatea sau viața?
Dacă lucrurile stau așa cum zice Cătălin Păduraru, înseamnă că avem de ales între doi termeni, viața sau celebritatea. Ce ciudat! Pentru că pentru mulți români, viața înseamnă a asista ca spectatori la jocul celor celebri. Viața însă se confundă uneori cu celebritatea. Nu-i așa? Degeaba există dacă nu atragi suficient de mult atenția asupra ta. E cumva absurd că tot repetăm cum am trăit noi dacă am trăit bine. Proiecția între viitor, ce am face dacă, și trecut, nostalgie, ce bine era. E un fel de a aștepta să ne facă cineva eventual un film, să ne distribuie într-un film, să ne pună în valoare și să fim strălucitori pe ecran. Și tot exercițiul ăsta de imaginație se petrece cu subiectul nostru, omul, stând în scaun și nefăcând nimic, ci la momentul decontului, pentru că nu avem nemurirea la dispoziție, s-ar putea să constatăm că am plătit un bilet de cinema foarte scump. Despre Cătălin, ce aș mai putea adăuga? N-a vrut să fie nici actor, însă nici nu a acceptat să rămână doar un simplu spectator. Apropo de prețul plătit, mi-a spus Cătălin la un moment dat ceva frumos. Noi românii plătim pentru lucruri pe care nu trebuia să ni le dorim. Sună adânc, măcar de a înțelege asta până nu e prea târziu. Și atunci, să zicem că a meritat plata. Vom ști să trăim altfel.